Ce va fi peste 10, 20, 30 de ani? Ce așteaptă omenirea? Va fi oare al treilea război mondial și apocalipsa nucleară? Aceste întrebări sunt astăzi mai actuale ca niciodată. Cine are răspunsurile? Toate pronosticurile politicienilor, analiștilor, jurnaliștilor și savanților seamănă mai mult cu ghicirea. Multe lucruri pe care le vorbesc nu se împlinesc, pentru că nu iau în calcul cel mai important lucru, întreaga istorie omenirii, trecută, prezentă și viitoare, este descrisă în Biblie. Cu fiecare an, acest lucru devine tot mai clar. Istoria omenirii începe în grădina Edenului. Dumnezeu i-a creat pe Adam și Eva și i-a așezat în rai, unde erau doi pomi. Unul se numea Cuvântul lui Dumnezeu, Biblia, era pomul vieții, iar altul se numea Cunoștință, Știri, era pomul cunoștinței binelui și răului. Omul, în loc să aibă grijă de rai, să-l extindă, să se hrănească din Cuvântul lui Dumnezeu, a hotărât să se hrănească cu știri, cu diverse informații și a fost alungat din rai. A început să zidească și să extindă iadul pe pământ, înmulțind răul. În natura lor păcătoasă, oamenii au ajuns ca toate întocmirile gândurilor din inimă să fie îndreptate în fiecare zi numai spre rău. A fost un adevărat iad pe pământ, făcut de mâna omului, iar Dumnezeu a nimicit prima lume. O catastrofă mondială, potopul cel mare, a șters tot răul. Dumnezeu a lăsat în viață doar familia lui Noe, ca să înceapă de la ea un nou neam al lui Dumnezeu. Dumnezeu a arătat prezentul și viitorul prin prorocul Daniel, nașterea și căderea imperiilor lumii, care se înlocuiau unul pe celălalt, babilonian, medopersan, grec, roman. Domniile acestor imperii au fost simbolizate printr-un mare chip. Aceste imperii au fost atât de mărețe la vremea lor, încât nimeni nu a putut să le stea împotrivă. Însă, în prorocia lui Daniel, s-a rupt o piatră din munte și a zdrobit chipul. Această piatră este Iisus Hristos. Mulți se gândesc că aceste lucruri se vor întâmpla cândva în viitor, însă această parte a prorociei se împlinește deja. Odată cu venirea lui Hristos a început o nouă epocă și astăzi împărăția lui Dumnezeu este răspândită până la marginile pământului. În toate popoarele sunt biserici. Daniel scrie: dar sfinții celui prea înalt vor primi împărăția și vor stăpâni împărăția în veci, din veșnicie în veșnicie. Acesta este finalul istoriei omenirii. Pământul va fi dat să fie stăpânit de copiii sfinți ai lui Dumnezeu. Iisus Hristos a venit pe pământ și ne-a arătat ce va fi cu universul. Prin apostolul Ioan, el ne arată istoria omenirii și deschide cele 7 peceți. Domnul rupe prima pecete și putem vedea călărețul pe un cal alb. Acesta este Satan. De-a lungul timpului, oamenii au încercat să pervertească și să respingă cuvântul lui Dumnezeu, să zemislească și să răspândească religiile false pe pământ, oferind astfel autoritate primului călăreț. Explicând evenimentele vremurilor de pe urmă, Iisus Hristos a spus: băgați de seamă să nu vă înșele cineva, fiindcă vor veni mulți în numele meu și vor zice: eu sunt Hristosul, și vor înșela pe mulți. După a doua pecete, Iisus demască al doilea călăreț pe un cal roșu, călărețul războiului. Hristos a învățat despre acest lucru: veți auzi de războaie și vești de războaie, vedeți să nu vă înspăimântați, căci toate aceste lucruri trebuie să se întâmple. Dar sfârșitul tot nu va fi atunci. Un neam se va scula împotriva altui neam și o împărăție împotriva altei împărății. Iisus rupe a treia pecete și arată călărețul pe un cal negru, Mamona, pofta de câștig și bogăție. Iisus a propovăduit: nimeni nu poate sluji la doi stăpâni, căci sau va urî pe unul și va iubi pe celălalt, sau va ține la unul și va nesocoti pe celălalt. Nu puteți sluji lui Dumnezeu și lui Mamona. Când rupe pecetea a patra, vedem al patrulea călăreț pe un cal gălbui. Numele lui este Moartea și iadul vine în urma lui. Domnul avertizează: și pe alocuri vor fi cutremure de pământ, foamete și ciume, dar toate aceste lucruri nu vor fi decât începutul durerilor. Cu toții suntem martori că moartea și iadul acționează pe pământ. La început, întreaga lume a fost guduită de pandemie, iar acum în Ucraina este un război sângeros și groaznic. Este un adevărat iad pe pământ. Hristos rupe a cincea pecete, sunt prigonirile celor sfinți, care însoțesc omenirea. Oamenii au prigonit pe prorocii lui Dumnezeu, l-au răstignit pe Hristos, au încercat să nimicească biserica lui Dumnezeu. Prigonirile au crescut în ultimii 10 de ani și astăzi sunt 145 de țări unde creștinii sunt prigoniți și asupriți.
Iar acum primiți o revelație foarte importantă. Mulți se întreabă, oare cum permite Dumnezeu atât de mult rău? Nu Dumnezeu permite răul, omul permite răul prin respingerea lui Dumnezeu în viața sa. Toate pecețile pe care le-a rupt Iisus sunt rezultatul stării de păcat, al acțiunilor distrugătoare ale omului și alegerilor în direcția răului. Dumnezeu doar prezintă istoria planetei. Religiile false, războaiele, mamona, moartea, iadul și prigonirile sfinților, toate sunt făcute de mâna omului și noi suntem martori cum aceste lucruri se mulțesc cu fiecare zi. Astăzi nu se mai opresc întrebările, oare va fi un război nuclear? Putem spune exact, evenimentele care se vor întâmpla în viitorul apropiat vor fi cu mult mai groaznice decât un război nuclear, iar prorociile biblice descriu amănunțit acest lucru. Hristos rupe pecetea a șasea, care este descrisă astfel. Când a rupt mielul pecetea a șasea, m-am uitat și iată că s-a făcut un mare cutremur de pământ. Soarele s-a făcut negru ca un sac de păr. Luna s-a făcut toată ca sângele și stelele au căzut din cer pe pământ cum cad smochinele verzi din pom când este scuturat de un vânt puternic. Cerul s-a strâns ca o carte de piele pe care o faci sul și toți munții și toate ostroavele s-au mutat din locurile lor. Savanții sunt de acord că aceasta este descrierea catastrofei nucleare care va zgudui în curând întreaga planetă. Astăzi lumea se află în pragul acestui eveniment. Un colaps global va transforma planeta într-un pustiu ars. Urmările unei ieri nucleare vor fi catastrofale. În continuare, Iisus rupe a șaptea pecete care descoperă către ce fel de catastrofe ne va împinge acest colaps nuclear. Apostolul Ioan descrie șapte trâmbițe ale Apocalipsei. La sunetul fiecărei trâmbițe, pământul va fi zguduit de catastrofe de o intensitate nemaivăzută. Prima trâmbiță, grindina și focul amestecate cu sânge, care vor cădea pe pământ și vor arde a treia parte a pomilor. A doua trâmbiță, a treia parte din mare se va preface în sânge. A treia trâmbiță, căderea steroidului, apele se vor face amare. A patra trâmbiță, va fi lovită a treia parte din soare și din lună. A cincea trâmbiță, căderea unui alt asteroid care va deschide bezna de unde va ieși tot răul, închis de Dumnezeu la potop. A șasea trâmbiță, vor fi dezlegați patru îngeri care au fost legați la râul Eufrat ca să omoare a treia parte din oameni. Apostolul Ioan scrie, și iată cum mi s-au arătat în vedenie caii și călăreții. Aveau platoșe ca focul, iacintul și pucioasa. Capetele cailor erau ca niște capete de lei și din gurile lor ieșea foc, fum și pucioasă. A treia parte din oameni au fost uciși de aceste trei urgii, de focul, de fumul și de pucioasa care ieșeau din gurile lor. În ciuda acestor catastrofe și a prorociilor biblice împlinite, chiar și după a șasea trâmbiță, oamenii nu se vor pocăi de faptele lor rele și vor continua în nebunia lor. Ioan scrie, ceilalți oameni care n-au fost uciși de aceste urgii nu s-au pocăit de faptele mâinilor lor ca să nu se închine dracilor și idolilor de aur, de argint, de aramă, de piatră și de lemn, care nu pot nici să vadă, nici să audă, nici să umble și nu s-au pocăit de uciderile lor, nici de vrăjitoriile lor, nici de curvia lor, nici de furtișagurile lor. În schimbul acestor lucruri, oamenii vor alege Antichristul și ei se vor închina. Este apogeul nebuniei umane. În mândria și prostia lor, oamenii ajung la un război nuclear și tot nu se închină lui Dumnezeu, alegând Antichristul. Va suna a șaptea trâmbiță și nu va mai fi timp. Biserica va fi înălțată la cer, iar pe pământ vor fi vărsate potirele mâniei lui Dumnezeu. Când va fi vărsat al șaselea potir, oamenii se vor aduna la război împotriva lui Dumnezeu și va fi bătălia decisivă în locul numit Armagedon, unde vor fi înfrânți diavolul, fiara și prorocul mincinos. A șasea pecete, a șasea trâmbiță și al șaselea potir descriu cele mai groaznice evenimente care se vor produce din vina oamenilor. De aceea numărul 666 este numit numărul omului. Mii de ani Dumnezeu a stăpânit această mânie, chiar dacă oamenii au continuat să zidească iadul și au oferit șansa pocăinței și întoarcerii la Dumnezeu. Însă Dumnezeu își va lua mâna și va judeca această lume. Apoi se vor întâmpla lucrurile despre care a prorocit Daniel, împărăția de 1000 de ani, când sfinții vor conduce pe pământ împreună cu Hristos, așa cum a planificat Dumnezeu de la bun început. Oamenii vor fi sfinți și vor trăi în dragoste. Întreaga istorie a omenirii este scrisă în Biblie și se întâmplă sub ochii noștri. După cum a scris prorocul Daniel,
dar domnia, stăpânirea și puterea tuturor împărățiilor care sunt pretutindeni sub ceruri se vor da poporului sfinților celui prea înalt. Împărăția lui este o împărăție veșnică și toate puterile îi vor sluji și îl vor asculta. Este finalul istoriei și această taină a vremurilor le este descoperită doar copiilor sfinți ai lui Dumnezeu. Nu trebuie să te umpli de știri, blogger, jurnaliști și de alte informații de pe internet care nu oferă soluții. Începe să studiezi Biblia, să asculți predicile oamenilor sfinți ai lui Dumnezeu, devin o parte a bisericii vii care păzește cuvântul lui Dumnezeu și le împlinește cu exactitate. Însuși Dumnezeu a promis unei astfel de biserici că o va proteja de vremurile ispitelor care vin peste întreg universul. În anul 70 era noastră biserica primară, având răspunsuri și un plan de acțiune de la Dumnezeu, a fost salvată când a venit distrugerea Ierusalimului. Tot astfel și astăzi, rămânând în învățătura apostolilor, în legătura zilnică cu biserica și în împărtășirea pâinii cuvântului lui Dumnezeu, te poți naște din nou și poți deveni copilul lui Dumnezeu, ca să știi cine suntem, în ce vremuri trăim și ce va fi mai departe. Pe canalele noastre vei găsi multe clipuri despre crearea pământului și despre prorociile biblice care se împlinesc. În fiecare zi vei putea primi pâinea cea de toate zilele pentru creștere duhovnicească. În decursul tuturor vremurilor, Dumnezeu a dat omului o alegere: mândria lui Satan sau dragostea lui Dumnezeu, raiul sau iadul, ghiena sau împărăția lui Dumnezeu, Duhul Sfânt sau Duhul Necurat. Istoria omenirii arată că oamenii ignoră cuvântul lui Dumnezeu și nu fac o alegere în direcția lui Dumnezeu. Primii oameni, bărbat și femeie, Adam și Eva, au avut această alegere și au ales iadul. Familia lui Noe, salvată de potopul cel mare, a avut această alegere. Însă fiul lui Noe, Ham, a ales păcatul și blestemul. Poporul lui Dumnezeu a avut această alegere, însă oamenii s-au ridicat împotriva prorocilor, au alungat oamenii lui Dumnezeu și au făcut alegerea în direcția iadului. Dumnezeu și-a trimis Fiul pe pământ și a arătat că mai există loc de alegere, însă printre ucenicii lui Hristos a fost Iuda, care de asemenea a ales calea trădării. Până astăzi, biserica este prigonită și asuprită pentru că oamenii resping cuvântul lui Dumnezeu și aleg iadul, însă Dumnezeu a pregătit acest pământ pentru copiii săi sfinți, pentru cei care aleg Duhul Sfânt, împărăția lui Dumnezeu, raiul, smerenia și dragostea lui Dumnezeu. Alegerea îți aparține!